Vă salut, oameni buni, al vostru Florin Salam. Vă salută cu respect. Fac acest filmuleț în primul rând pentru familia mea, pentru tot ce înseamnă neamurile mele din provincie, că nu am neamuri doar la noi în București, și cu zvonurile care circulă prin presă, prin televiziune, prin știri, că nici nu știu cum să vă spun. Și este foarte important, știți foarte bine că de câteva zile am fost în situația care am avut-o, dar cei din presă îmi cer scuze că nu vreau să supăr pe mine. Formulează mult, mult peste situația prezentă, da? Ce pot să vă spun? Că nu-mi găsesc cuvintele, nu o să vă țin mult. Am făcut acest filmuleț pentru că toată familia mea este în alertă din cauza mea, pentru că nu știu de sănătatea mea. Eu acum 3-4 zile am cântat într-un loc, de-aia vreau să sun și toți colegii și multă lume dintre dumneavoastră să luați în serios cât de cât problema asta care cu COVID-ul, că noi câteodată facem caterincă, facem de situația asta. Și ferească Dumnezeu pe toată lumea, nu știu niciodată cum poți să cazi. Și mai ales în meseria noastră, care știți foarte bine că e destul de... Stăm numai între oameni, că asta vreau să spun. Să trec la subiect. Există persoane care stau cu adevărat cu grija mea și mă refer la copiii mei și la familia mea. Le spun să stea liniștiți, că eu sunt bine, în 2-3 zile pot să ajung și acasă. Trebuia și astăzi să ajung acasă, dar au spus să mai stau puțin, pentru ca să pot să ies cum trebuie, în formă. Nu vă mai îngrijorați, sunt bine, doar că mi-a fost puțin rău, că trebuia să... Asta e situația, trecem peste. Dar ceea ce urlă pe la televizoare și ce spun în presă, nu se poate așa ceva, nu vine să cred. Oare v-ați fi bucurat să se întâmple așa ceva? Eu nu mai am cuvinte ce să vă spun. Îmi cer scuze la cei care ați stat cu grijă pentru mine și v-au deranjat cu adevărat știrea asta, și cei care ați făcut problema asta atât de gravă, cum ați formulat dumneavoastră, nu știu dacă ați câștigat ceva. Încă o dată mi-anunț familia că sunt ok, într-o zi, două, să fiu cum trebuie, să-mi revin și să merg și la cântările mele și mergem mai departe, și vă pup și vă iubesc și vă rog frumos să stați liniștiți. Îmi iubesc familia, îmi iubesc prietenii și îmi pare rău că s-a întâmplat toată treaba asta. Oricine poate să pățească o situație de asta și trebuie să iasă din ea, nu trebuie să-l bage mai rău psihic. Și vă pup și stați liniștiți. Vă pup al vostru Florin Sala.